Bun, am revenit. Merge treaba, fierb legumele. Ia să vedem aici. Merge live-ul pe Facebook. Avem toată aparatura deschisă. Deci avem live pe Facebook, live pe YouTube. Și camera. Pe toate avem live. Borșul de pește fierbe aici, fierb legumele deocamdată. O să trebuiască să aduci sarea din mașină. Sarea? Da, ok. Tubul de sare. Aici curățăm usturoi pentru mușdeiul de usturoi. Dragii noștri, la noi e prima dată când facem borș de pește pe canalul Dunavăț și în Delta Dunării, că n-a făcut niciodată. Da. Nu, tubulețul, te rog. Tubulețul? Da. De ce nu are, ce are asta la acolo? Ei. Bună, mai bună. Știu ce zici, da. Aia e sare grunjoasă și o folosim la peștele care lui eviscerăm. Am ieșit cu liști, da. De toate, de toate. Ia să vedem. Comentarii aici nu sunt, deocamdată. Peștele a luat puțină pauză. Aici e o persoană cu două like-uri. Deci mâncăm și gătim ce ai prins. Ce am prins? Corect. Două zile și jumătate. Bun, așa. Vă așteptăm la un borș de pește pe canalul Dunavăț. Ia zi, drag. Nu sunt comentarii. Nu înțeleg. Foarte bine. Avem o persoană aici pe YouTube. Da. Să trecem să mai curățăm usturoi. Și pasă la urmă? Da, eu zic. Ce, e prea mult puțin? Uite, mai am aici un puțin. Nu este, e perfect. Facem și prăjiți. Și mâncăm pe ăla din cărbiță. Da. Camera e oprită, da? Da. Nu e de
Super frumos. Da. Auraș Manea, vin la masă. Așteptăm cu drag. Vă așteptăm. Fina se uită, bună dragă! Să rămână Fina! Vă așteptăm la un borș de pește în delta Dunării. Să mai pun la fier. Da. Și roșii oarele. Ce e frumos fier. Da. Și ce bine miroase doar cu legumele, da? Păi... Stai că-l iau. Așa? Ei. Spatele? Da. Vede cum e roșu. Hai să mai ne uităm pe la cameră, mai vedem ce mai e aici. Da. Avem deja 4 persoane pe YouTube. Mulțumim, bună ziua! Vă salutăm! 3 cu 2 like-uri, mulțumim pentru like-uri. Deci, gătim un bord de pește la fața locului pe canalul Dunavăț. Peștele pe care l-am prins ieri și alaltăieri. Da, mă scuzați. Hai și facem chestiile astea. Am înțeles, e bine. E de bine. Da. Usturoiul nostru. Românesc, de pe meleagurile. Trămoșești. Da. Te salut, Auraș! Uite că ai reușit să vin și pe YouTube! Bravo! Cătă G, bună ziua! Vă salut, domnul Cătă! Salut, Cătă! Merge treaba, fierb legumele. În ce zonă sunteți? Pe canalul Dunavăț, zona Murighiul. A treia zi în delta Dunării. Da, a treia zi. Haide, mai usturoim. Mai am 2 cuții și gata. Da, ai schimbat acumulatorul. Ia baterie externă și pune-o la încărcat. Așa, frate. Ia vezi cum dai scaunul mai aproape? Nu, că îl prind aici, pe... Așa, da. Pe trepied. Da, da, da. Uite ce frumos te-a. A, da. Super. Ia să vedem.
Bun. Gata, dragă. Și asta îl scoatem și îl punem pe spate ca să fixeze mai bine situația. Perfect. Uite aici, mai aici. Aici bine stă. Și l-am fixat cu ăsta. Uh-huh. Stă foarte ok. O să filmăm? Da. Să arătăm și acolo un pomișor că avem sacul care punem gunoiul. Punem toate resturile. Așa cum ai spus, gunoiul. După care, la plecare, o să ducem la... Cătă, Geof, ce viață frumoasă! Mulțumim! Mulțumim, Geof! Ce pește ați prins? Deci, caras, babușcă, roșioară, biban. Pe 23 iulie ajunge și el în zonă. Oh, mă bucur mult! E frumos! Foarte frumos canalul. Da, e pentru cine înțelege natura, că noi de-aia venim, mai stăm de vorbă cu natura. Da, exact. Te salut, Mihail! Pe 20 Mihail ajunge și el. Păi da, de el am citit. Ok. Da, Mihail. Da, dragă. Cu plăcere. Da, deci, cum spunem, pentru cine înțelege natura, ieșiți cât mai mult în natură, natura este mama noastră, deci trebuie să conviețuim cu ea. Este zona preferată și de mine. Mă bucur mult, da. Deja suntem doi și bineînțeles că sunt mult mai mulți. Eu când am venit aici pe canal, la început acolo unde începe canalul, erau deja ocupate locurile, m-am lăsat mai în spate aici, e frumos și aici. În toată zona delta e frumos. Adevărat. S-a oprit aici, aici, da? Da, am oprit eu. Ok. Te rog frumos, uite aici, nu? Ce frumos fierbe. Ce bine miroase. Da. Ce sunt doar legumele. Da, era bine dacă... O să încerc să aduc și... Stai puțin. Să iau capa. Da. Fierbe foarte frumos. Deci e un boș de pește simplu. Cu ingrediente naturale. Bio. Aici nu l-a crim cu oțet, ci îl facem cu borș, dar în viitor o să facem și cu oțet. Da.
Eu zic că e după preferințe, după... O spui dacă te ajut cu ceva? Nu, deocamdată. Scuze, dar... Mai trebuie să mai punem ceva acolo? Da, mai am cartofiuri. O să-i pun. Ia, dă-mi voie să te ajut. I-am tăiat mai mari cartofiuri. Acum am putut să zice aia, nu mai să ia. Bine, bine. Am șapă. Da. Și să ne secăm un pic, nu? Da. Și-au bun? Da. Așa, așa. O să-l termen rău pentru că ăsta e rolul principal. Da, dragă, mulțumesc. Domnule, ce e de recunosc? Avem 10 persoane, 4 like-uri. Mulțumim pentru like-uri. Bună ziua din nou. Întrebări? Așa, bun. Ia să vedem aici că a apărut. Așa. Te salut, Gheorghe Dinu. O bere rece merge înainte de masă, dar, da, poftă de mâncare. Mulțumim, domnul Gheorghe. Avem o țuică. Wow! Deci, soția mea e foarte surprinzătoare. N-am știut de treaba asta. Surpriză, am ținut-o pentru Boș. Îți mulțumesc mult de tot. Deci, ai avut planul făcut de la... Da. Stai să termin aici cu strălul. Și scot păhăruțele. Wow! Deci mare, mare surpriză pentru mine, pentru că nu știam că... Și fii atent, dar doar m-am gândit, zic, bă, ar fi mers o țuică. Vezi cum... Se aranjează? Da, doar trebuie să te gândești. Da, mulțumesc. Oh, super. Funcționează, funcționează. Încercați și o să vedeți că sunteți foarte... O să rămâneți surprinși. O să reușiți. Da. Încercați pentru că trebuie doar să vă doriți, dorințele se împlinesc. Adevărat. Deci am adăugat și cartofii la borș. La borș acolo. Mai rămâne acum să punem peștele. Peștele, borșul. Borșul și... Și cu sarea să... Între timp o să facem mușdeiul. Da. Cred că o să particip la treaba asta, că șeful bucătar o să mă... O să te pună la... La bătut usturoiul? Ce că mă pice la bătaie, de aceea să bat usturoiul. Adevărat. Da. Măi, fugi de aici, că n-ai voie. O să... Bun. O să-l facem cu furculița, pentru că nu am luat... 10 persoane. Bravo. Sper că se aude bine, se vede bine. Avem aici, uite că nu mi-apar, acum trebuie să le verific. Trebuie cinstit bucătarul. Da, cătă, e adevărat, sunt acord cu tine, n-am ce să comentez. Negru Răzvan Florin, să aveți poftă, aseară ceva capturi. Da, te salut, Negru Răzvan Florin, aseară au fost niște carași. La porumb crud ați dat. Crud nu, dar am dat la Bonduiel. A intrat și pe Bonduiel, că asta vreau să vă anunț că... Deci am mers pe Bonduiel, pe râmă, merge foarte bine carasul, pe râmă. Deci am dat și pe Viermuș, merge și pe Viermuș. Și acum pe cea din stânga am pus o boabă de silicon de culoare galbenă pe un feeder, pe motor de feeder. Și am avut pe ea captură. O las pe aia, insist pe aia pe boabă, poate reușesc vreun crab, ceva, nu știu. Îmi doresc să înțep și un ciortan așa frumușel, dacă se poate, dacă nu, asta e. Oricum sunt mulțumit pentru cât am prins.
Da, cât am lanseta, dacă se vede un pic acolo în stânga, e pregătită deja. Am încercat dimineața și seara. Am încercat și în prima noapte. Nu, n-am reușit deocamdată nimic părăpitor. Cu toate că avatul îmi face în ciudă pe aici cu săriturile. Te salut, Ion Berlinski. Admiratorii din Chișinău prezent la apel. Te salut cu respect, Berlinski. Pe toată lumea vă salut cu respect. Bun, cum vă spuneam, să continuăm discuția. Lanseta e în stânga aici pregătită. Și iată surpriza care mi-a făcut-o soția. Deci v-am zis, doar m-am gândit că ar fi fost bună și uite că deja s-a materializat. Deci puneți-vă dorințe și lăsați-le să se manifeste. Nu întrebați, în momentul care vă puneți dorința, nu întrebați de unde sau oră. Decât puneți-vă dorința și lăsați-o să funcționeze. Și vă spun că o să fiți surprinși de treburile astea. Am și oțet, dacă vrei să punem și puțin oțet. La ciorbiche? Da. Păi nu știu ce să zic. Hai să continuăm cu borș. Da. Cum o facem noi tradițional. Ok. O să, când punem peștele, o să dăm drum și la... Da. Cu plăcere, cu plăcere, Ion Berlinski. Hai că nu-i imediat. Eu doar am pus în pahar. Urmează. Deci e superb. E superb. Ce poate fi mai frumos, nu? Bun, am revenit. 10 persoane, 5 like-uri. Mulțumim pentru like-uri. Mulțumim frumos. Cătă, cum stați cu camparea? Camparea foarte bine, deci nu avem cort întins. Da. N-avem... Ne culcăm seara foarte, foarte târziu. Am dormit în mașină. Am un scaun din ăla șezlong. Și cea mai mare energie o recuperăm ziua. În momentul în care ne odihnim pe el, că te poți lungi pe el și e ok. Noaptea câteva ore acolo și... Da, nu mai e voie cu corturi, cu ce să zicem. Asta e regula. Domnii guvernatori așa au considerat ei. Nu e ok, dar... Vrei un mes ceva? Să sperăm, păi după ce terminăm cu... Uh-huh. Să sperăm că se va mai reveni la deciziile astea, că nu mi se pare corect. Sunt persoane care vor să vină aici în sălbăticie, să petreacă așa cum doresc ei, nu în pensiune sau... Nu am nimic împotriva pensiunilor, da. Fiecare cu treaba lui, la pensiune, dar suntem oameni care vrem să simțim cât mai mult natura. Și acum... Vă dorim sănătate. În cinstea tuturor. Toate cele bune vă dorim. Sănătate. Doamne ajută. Mai am fost cazat și la pensiune. Cătă, cum stați cu camparea? Am citit. Da. Următoarea ce mai e? Tot cătă, da. Legi noi date de alți boi. Da, problema e că uite că poate pentru unii or fi benefice, dar nu sunt pentru toți. Să trăiți, să fii sănătoși. Mulțumim frumos! Te salutăm, Florian Toader. Felicitări domnului Ilie pentru felul în care petreceți timpul cu soția. Mulțumim frumos! Stai că citim mai departe. Ceva mai frumos de atât nu știu, dacă se poate. Să aveți poftă la ciorbică. Vă mulțumim din suflet. Da, ce să zic, nouă ne place foarte mult să petrecem timp împreună. Să nu credeți că nu mai există și între noi niște contradicții, există, că e ceva normal, dar trecem peste ele cu ușurință, că asta e. O iubesc foarte mult, nu știu dacă recunoaște. Mulțumesc! Cum mi-ai făcut tu surpriza cu țuica, te-am surprins și eu cu declarația. Da, declarația. Cu declarația, da? Da, adevărat. N-am adus furculiță pentru usturoi, cum a făcut el. Ok. Da, mulțumim mult pentru like-uri. Puteți să vă abonați, este gratuit. Puteți să dați și share, nu-i problemă. Ne ajută și pe noi și canalul.
Acum că a plecat, mai iau și o cinzecă. Da, pentru da? Păi ce frumos merge, n-ai treabă, ce frumos. Da, foarte frumos. Păi o să pun aici. Păi nu, dă-mi în pas. Ah, ok. Mă apuc de usturoi. Ok. O pun jos sau pe masă? Pe masă, stă. Să nu te încurci, hai că te pune jos. Să nu alim niciodată. Nu, aici n-am, jos aici n-am. Să nu pice după el. Cred că dai cu piciorul ăla, nu? Dă-mi în pas, stă gel puțin. Eu am zis cu culița pisează asta, că nu am luat... Da, lasă-ți bine, foarte bine cu culița. Să pisează foarte bine. Mergem la comen curești, vedem? Da. Asta o să las. Asta e? Da. Poate iau frica. Ia să vedem aici dacă mai sunt comentarii. Este dată legea. Este dată legea. Părea. Legea cu campare. Da, nu știu ce să zic, dar am înțeles că nu se mai campează cu... crede-mă, Mihail, că având în vedere că legea aceasta, care nu m-a interesat dacă a fost pusă în aplicare, deja funcționează. Nu am auzit chestia asta și încerc să mă încadrez acolo, că nu vreau să creez alte chestii. Ce să zic? Mai toată lumea, de asta va vorbi. Da, eu cred că legea deja e în vigoare. Cu campare. Dar vă spun că dacă cine vine și vrea să simtă bine aici, se poate, se pot rezolva unele chestii. Deci nu e problemă. Cum e? Mai ușor, a? Da. Ușor. Deci, înțelegeți de ce a făcut chestia. Bun. Ce frumos miroase. Da, o minunat frumos, dar eu de asta nu pot să mă... Păi, mai trebuie să mai fac. Wi-Fi, da. Da. Nu-i
Mai pun, mai pun puțin ulei aici? Lipeam. Ah. Da, ai răbdare. Nu trebuie să ne grăbim. Păi da. Avem tot timpul, tot timpul din lume. Adevărat. Adevărat. Liberez să te așezi, nu vii? Eu rog mult. Eu rog și eu. Nu, dar e de săpat, nu, nu e ok. Du-le mașină, du-le mașină. Lasă-le și ducă la fond. Să nu stă la soare. Băi, închide și bagă în buzunarul ăla pe dreapta. Bravo. Cu totul, cu suport. Acolo îi țin eu. Foarte frumos. Și vei, vii pe aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Tocmai ce vă spuneam, o altă demonstrație de iubire? Da. Haide, te lauzi mult? Da. Păi? Iubesc eu cât pot, adică nu... Adevărat. Vreau să-i mai crezi condiții că... Așa e... Ulei aici. Mai pun acolo? Nu trebuie. Păi nu mai pune. Ah, prost. Acolo mai lăsăm sau de ce am început să ne punem pește? Nu, mai lăsăm, mai lăsăm. Bun. Chiar de cartofiuri, bine. Să fie repede. Da. Nene, ai un raș, mai ești pe aici? Așa, Mihail, eu știu că pe canalul dumneavoastră este voie. E o hartă. Da, deci nu dețin această informație. Dacă o știam, cu mare plăcere, Mihail, îți spuneam că e ok, dar nu știu. Nu știu dacă... Da, e posibil să ai dreptate. Vreau să fac un anunț important. Deci peștele a fost prins cu lada de la Grasu. Păi arată și pungile. Da. Imediat. Aragazul minune. Da. Stai că vin să... Aceasta este nada care a participat la... campurarea peștelui. Se vede bine? Nata de la Grasu. Da, perfect. Au fost folosite și separat și combinate. Au dat rezultate și așa și așa. Nata de la Grasu din Ploiești? Da. Magazinul se află în Ploiești, strada Poienții numărul 3, în apropierea Gării de Nord. Da. Nata la Grasu, Nade și Momeli. Da. Îmi cer scuze. Pe această cale doresc să-l salut pe pescuitorul. Da. Canalul de YouTube. Are canalul de YouTube pescuitorul. Mergeți acolo, o să vedeți filmuri super frumoase, capturi uriașe. În continuare, pentru borșul de pește, este în lucru acum mojdeiul de usturoi, da, care deja e la final. Urmează să adăugăm peștele și borșul. Și o să ne apucăm de
începe să cam să face spațiu, știi? Da? Da. De la micul dejun până acum? Am băgat cât... un pic de întăritor și văd că... Cât e ceasul? Ia vreți. Imediat. Imediat de ceasul. Oh. Cam 1 fără 10. E bine, e bine. Da, e ora pot. Pentru masă. Pentru prânz. Da. Da. Mai revenim cu live-uri. O să mai revenim. Deci, la borșul de pește rămâne să adăugăm peștele, borșul și să dăm drumul la treabă. Peștișorul l-am arătat, l-avem aici în farfurie. Da, da, da. Deja e pe final, să adaugă borșul și peștele. Dorim tuturor sănătate, fericire și dorințe împlinite. Vă mulțumim frumos pentru tot. Da.